Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Școala Gorjeană. Avem invitată în această seară o doamnă profesoară, director adjunct al Colegiului Tehnic numărul 2 din Târgu Jiu, doamna Codruța Băzăcu, care îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Invitația s-a datorat cel puțin sau a venit în urma a cel puțin două evenimente foarte importante pe care o să le discutăm pe larg astă seară, și anume această manifestare, Săptămâna Meseriilor, care se desfășoară în perioada 27-31 martie, sau cel puțin ar trebui să se desfășoare în toate liceele tehnologice din județ. Și în același timp, Colegiul Tehnic numărul 2 are de mai mulți ani așa o activitate foarte pronunțată pe valorificarea unor proiecte cu finanțare europeană, și nu întâmplător era invitația pentru că la majoritatea coordonatorul a fost Codruța Băzăcu, nu? Nu greșesc prea mult. Sau? În acest caz nu sunt coordonator. Coordonator este colega mea, doamna Șofei Carmen, profesor de electronică. Fac parte din echipa de proiect și împreună cu doamna Șofei Carmen, tocmai ne-am întors din Portugalia. Revenim la acest subiect și o să mergem ca primul subiect, de asta am și dat titlul emisiunii, să vedem ce înseamnă Săptămâna Meseriilor și de ce este importantă această manifestare, care practic e mai nouă, cred că e al treilea an când se organizează la nivelul județului, și cât de importantă este această manifestare în tentativa autorităților, atât guvernamentale, cât și celor locale, inclusiv cel din domeniul învățământului, de a prioritiza învățământul tehnologic și învățământul profesional, socotit încă din nefericire o cenușăreasă. Am considerat nu o obligație din partea noastră să răspundem la programul Ministerului, ci o oportunitate de a prezenta oferta educațională a școlii. Suntem în al treilea an în care promovăm învățământul profesional. La noi în școală funcționează deja clase de învățământ profesional, avem două clase pe nivel și în oferta noastră școlară se regăsesc aceleași calificări pentru care am reușit să facem lucrurile să funcționeze așa cum trebuie, având în principal sprijinul agenților economici. Consider că pentru școala profesională este primordial sprijinul agenților economici. Funcționează pe domeniul mecanic auto și pe domeniul turism și alimentație, calificarea ospătar, chelner, vânzător în unități de alimentație. Pentru cele două profile, care se adresează atât fetelor cât și băieților, am dorit să facem cunoscută oferta noastră educațională, oportunitățile pe care le au elevii venind în școala noastră, în primul rând modul în care pot să-și desăvârșească pregătirea profesională. Pregătire care se face, repet, atât în școală, și teoretic și practic, și partea practică, în special la agenții economici. După cum se știe, elevii de la școala profesională beneficiază de un stagiu mare de pregătire practică, și ceea ce le permite să-și dobândească competențele profesionale de care au nevoie. Această manifestare care spuneam ar trebui să desfășoare în fiecare liceu și, din păcate, din ce am observat, nu, cel puțin în primele zile din această săptămână, n-au fost prea vizibile aceste activități la nivelul anumitor licee tehnologice. Această oportunitate de a vă întâlni cu elevii de clasa 8-a, cei care ar dori să urmeze, să zicem, o asemenea rută școlară, ce concluzie ați tras? Ați avut probabil mai multe întâlniri, probabil veți avea și în zilele următoare, însă până acum care ar fi concluziile? Ce interesează pe absolvenții de clasa 8-a care sunt cumva atrași de învățământul profesional? Sincer, nu am fost atenți la activitatea celorlalte licee. Ne-am preocupat să avem o colaborare foarte bună cu școlile generale și, după răspunsul prompt pe care l-am primit de la școlile din județ, am invitat școlile adiacente municipiului Târgu Jiu. De unde voi și extrageți elevii, da, general. Da. Considerăm că interesul elevilor este mare. Din discuțiile, astăzi am avut întâlniri cu elevii de la 4 școli generale. Elevii au fost entuziaști, au venit pentru că își doresc să urmeze școala profesională.
Deci au această opțiune și nu, deși nu neagă faptul că doresc să-și continue studiile mai departe, le-am explicat oportunitățile pentru a continua studiile liceale, de a merge mai departe la o facultate și în același timp să dobândească o meserie, având astfel un ajutor să se ajute singuri în viață până la urmă, să se susțină mai departe. Întrebam în ideea ce își doresc cumva acești copii, pentru că încă păstrăm, spuneam mai devreme, și la părinți încă se vede și la copii de multe ori, dar de ce să mă duc eu la profesională, ce eu sunt mai prost sau nu fac față cerințelor în învățământul celălalt? Încă nu înțeleg că poate ruta profesională poate fi la fel de bună și pentru copiii foarte buni, dar care au un anumit talent sau își pot dezvolta o meserie care să-i ducă mai departe. Nu-i împiedică nimic să facă și liceul după aceea. Legea permite. Cred că aceste concepții au fost lăsate, încet, încet sunt lăsate în urmă, cel puțin din ceea ce văd anul acesta. Chiar ei spuneau copiii, dar nu este o rușine să fii la școala profesională. Într-adevăr, în anii trecuți a fost o reticență pentru școala profesională și, în primul rând, este din partea părinților. Înțelegem opțiunea de a avea cel mai bun pentru copilul tău, dar cel mai bun poate să însemne și școala profesională. Ați cunoaște foarte bine copilul, ai cunoaște puterile, ai cunoaște dorințele, abilitățile, ceea ce este el capabil să învețe este foarte important. Consider că trebuie să mergem mai mult pe această consilieră și cunoaștere individuală a copilului. Și așa cum le spun mereu, să avem dorințe, să avem aspirații, dar nu să fim cu capul în nori, adică să ne dorim într-adevăr ceea ce putem realiza. Am văzut o altă opțiune a elevilor, cel puțin din discuțiile cu ei, își doresc să vină la școala profesională. Din discuțiile cu ei, ceea ce le-am oferit noi, calificările îi încântă, prin posibilitatea de a câștiga ușor bani, prin faptul că ei sunt conștienți că pot găsi servici, prin faptul că există pe piața muncii locale, în județul Gorj, o paletă largă de angajatori pe unde pot să acceadă către locurile de muncă. Consider că aceste prejudecăți legate de școala profesională au fost lăsate în urmă, parțial, nu total, și că putem continua aceste demersuri. Să sperăm că așa e, deci cel puțin din această emisiune, încercând de mai mulți ani să facem ceva pe această direcție, pentru că acei copii care merg la învățământul profesional nu sunt și nu trebuie să fie inferior cu nimic celorlalți, ba din contră, au o calificare în plus, că iată, foarte simplu, trăim aici la Târgu Jiu sau în Gorj. Ne izbim din ce în ce mai des că nu avem un sudor, nu avem un instalator, nu avem pentru că au plecat afară, nu mai vorbesc de electricieni, nu mai vorbesc de mecanici auto, aleargă serviciurile după ei și nu mai vorbesc, și mai important apropo de chiar dacă există profil de acest gen la un anumit liceu sau la anumite licee, chiar conducători auto, iată ce bani fac pe piața europeană, deci pe undeva partea mecanică ne întoarcem și la electricieni și sunt din nou căutate. Industria nu poate să... Deci suntem noi piață de desfacere pentru vest, dar la un moment dat este nevoie să avem și noi aici o industrie. Și cu cine să o faci dacă cei mai buni specialiști deja au plecat în străinătate? De aici este și, spunea recent chiar inspectorul școlar general al județului Gorj, faptul că sunt agenți economici care chiar cer din ce în ce mai mult anumite meserii și vor de la școlile profesionale acest lucru. Deci cei care merg la învățământul profesional pot să-și găsească un loc de muncă fără greutate prea mare aici la Gorj. Da, dar să știți, de multe ori ne lovim de reticența părinților. Vorba de calificarea sudor despre care ați pomenit. Și noi am propus acest profil. Studiind piața muncii, am văzut necesitatea acestei meserii și locurile de muncă existente. Dar vedem anunțurile în care se caută diverse societăți, caută sudor. Nu mai vorbesc de firmele mari. Și totuși nu a fost solicitat și a trebuit să renunțăm la acest profil. Da, aici cred că e problema nu neapărat al agenților economici sau a școlilor, ci a părinților și a copiilor să vină spre această, această meserie. Dar chiar cunoșteam, recent m-am întâlnit cu un elev de mulți ani în urmă, acum mai bine de 10 ani, care a terminat un profil de genul ăsta și este sudor la într-un port german, n-am reținut, dar în orice caz salariul lui este de peste 5.000 de euro pe lună,
luat, deci nu cu ore suplimentare sau ce altceva. Deci este, și afară este foarte bine văzut o asemenea meserie. Dar pentru că vorbeam de această de aceste meserii care, iată, încep să se caute din nou și în, și în județul Gorj, într-adevăr, a fost, au fost și încurajat această, acest exod până la urmă, pardon, această calificări, aceste opții, da, orientări spre, spre calificările respective, a plecat de la guvern și autoritățile par să facă mulți pași în, în direcția aceasta. Și, bineînțeles, școlile respective. Dar, cred că ar mai fi loc și de alte meserii și de alte calificări. Asta oferim noi, dar sunt și alte calificări foarte bine cerute pe piața muncii. Într-adevăr, și sprijinul guvernului contează, cei 2 milioane sunt bineveniți pentru copii. Majoritatea copiii de la școala profesională provin din mediul rural, fac navetă, au probleme sociale. Acești bani îi stimulează și sunt un ajutor, nu substanțial, dar un ajutor pentru școlarizarea lor. De asemenea, le impune și o situație disciplinară mai bună. Faptul că sunt constrânși de a avea o frecvență foarte bună este iarăși o, o măsură importantă și copiii respectă aceste lucruri. Legat cumva de această, să spunem așa, parte de meserie, de obținerea meserii, se leagă și proiectele, unele dintre proiectele pe care le derulați la nivelul liceului, pentru că sunt, de fapt, stagii de practică într-o țară din Uniunea Europeană. Hai să vorbim mai întâi de prima sau ultima dintre acestea, cea făcută în Portugalia, și apoi să detaliem puțin și alte proiecte pe care le-ați avut la nivelul colegiului pe care îl conduceți. În anul școlar 2016-2017 derulăm un proiect al Comisiei Europene, un proiect adresat exclusiv elevilor de la profilul tehnic, și anume domeniile protecția mediului, electromecanică și electronică. Proiectul este de tip K1VET și se numește Calitatea Europeană în formarea profesională a elevilor din învățământul tehnic profesional. Avem trei țări partenere în care se desfășoară acest proiect, cuprinde ca și grup țintă 45 de elevi, câte 15 de la fiecare domeniu de care am amintit. Deci, practic, și 45 de elevi din Colegiul Tehnic 2 vor face practică în exterior, da? Timp de 3 săptămâni, fiecare stagiu este de 3 săptămâni, în 3 țări diferite. În Lisabona, în Portugalia, elevii de la protecția mediului, urmează ca în luna mai 15 elevi de la electromecanică să meargă în Cipru, iar în luna iunie 15 elevi vor merge în Polonia pe domeniul electronică. Elevii stau 3 săptămâni, se implementează ca disciplină CDL-ul, specific stagiilor de practică, și desfășoară acele ore de practică pe care le fac în cadrul programei școlare, în străinătate, în nu în școli, ci în companii și întreprinderii din, din vest. Ce zic elevii pe care îi aveți după ce, de exemplu, cei care au fost acum în Portugalia, cum li se pare, la ce nivel se lucrează acolo într-o companie, la ce dotări există? E un șoc pentru ei față de ce au, să zicem, la nivel, în România, la nivelul liceului sau la nivelul agenților pe, cu care aveți colaborări? Nu pot să spun că este un șoc. De fapt, ce am constatat în ultimii ani la generațiile noi, un mai mare grad de adaptabilitate față de noi. Dimpotrivă, mi se pare că acești copii au mai multă încredere în ei, sunt mai siguri pe ei. Faptul că fiecare dintre ei, poate aici în țară, nu era considerat un elev model sau un elev strălucit. În momentul în care fiecare dintre ei a reușit să lucreze cu instrumente de ultimă generație, să, eu știu, să recolteze probe, să realizeze analize cu propriile lor puteri sub coordonarea tutorilor de practică, cred că asta le-a dat încredere în sine. Elevii au fost, au respectat regulamentul, elevii au respectat regulile de securitate, elevii au respectat igiena și protecția muncii în laboratoare, s-au integrat perfect în programul de lucru, nu am avut nicio problemă. Iar faptul că
Fiecare dintre ei a reușit să facă ceea ce li se impune. Au avut inclusiv un examen la finalul stagiului de practică. Faptul că totul a fost în engleză și că au reușit să se descurce foarte bine într-o limbă străină și făcând ceva nou în fiecare zi, pentru că practic în fiecare zi mergeam în alt laborator, făceam altceva, aveam o altă prezentare teoretică, asta le-a dat încredere. Acum regretă, ar vrea să fie înapoi în Lisabona, chiar dacă la un moment dat vroiau acasă. A fost pentru ei stimulativ. Deci nu spunem doar la nivel de teorie despre obiectivele proiectului, despre cât le dezvoltăm elevilor competențele profesionale, competențele sociale. Asta se reflectă în ceea ce au acumulat ei în timpul stagiului. Există păreri și păreri apropo de aceste proiecte și asta am văzut pe internet referitor la învățământul tehnologic la aceste stagii de practică în toată țara, pentru că ele se folosesc pe diverse domenii și în toată țara, că nu și-ar atinge scopul adevărat, că ar fi mai degrabă un fel de turism mascat decât să vină cu un aport profesional foarte important. Din ce spuneți dumneavoastră și din ce s-a putut constata în anii aceștia, mie mi se pare că aceste proiecte au un efect benefic asupra elevilor, de la faptul că văd ce înseamnă tehnologia și până la faptul că îi face să urmeze spre o meserie de acest gen. Adică să-și dorească și mai mult, bănuiesc, după ce văd și după ce sunt acolo în mijlocul problemei, vor vrea cu siguranță să facă această meserie și mai târziu, sau poate unii dintre ei să-și dorească să ajungă acolo pe propriile picioare. Sigur că da. De asta v-am și spus, principalul efect pe care l-a avut asupra lor este această încredere în sine. Până la urmă, totul învățăm și experimentând, dar și făcând exercițiu. Nu putem spune că acum copiii știu să facă toate analizele de apă, toate analizele de aer la care au participat. Au învățat să lucreze cu alte instrumente, asta au făcut în fiecare zi și sunt convinsă că rămân niște lucruri temeinice. Dar la asta proiectul le-a creat cel mai mult un alt orizont, o altă deschidere, o încredere în forțele proprii, o plăcere de a lucra, așa cum spuneți, dorința de a continua în domeniul pe care și l-au ales, sau cel puțin într-un domeniu similar. Faptul că s-au descurcat în limba engleză, faptul că au mers cu avionul pentru prima dată, faptul că au reușit să comunice cu personalul de acolo, că au fost lăudați, că au fost stimulați. Sunt lucruri foarte, foarte importante pentru elevii noștri. Ei își vor desăvârși pregătirea profesională pe parcursul celorlalți ani de liceu. A fost doar un pas, dar un pas mare, considerăm, pentru ei. Din punctul de vedere al învățământului tehnologic, profesional, de data aceasta, cum se face? E clar că se face, practic ar trebui să se facă în cadrul unui agent economic. Sau există parteneriate cu agenți economici. Sigur. Însă știm experiența chiar a României dinainte de 1989, cel puțin, în care laboratoarele, atelierele din cadrul liceelor erau foarte bine dotate și de multe ori era mai bine dotat la liceu decât era la agentul economic care era de stat în perioada respectivă. Ce se întâmplă la acest moment? Liceele mai au o bază, cum stați în cadrul liceului pe care îl conduceți cu această bază materială, care până a fi practică trebuie să asigure cât de cât pregătirea teoretică și practică și la nivelul liceului. Într-adevăr, schimbându-se meseriile în care calificăm copiii, schimbând puțin domeniile în care îi școlarizăm, a trebuit să facem restructurări și în ceea ce privește baza materială. Noi ne bucurăm de o bază materială bună la nivelul județului, dar totdeauna trebuie îmbunătățită. Vorbind strict de școala profesională, am înființat două ateliere auto, unul chiar anul acesta l-am finalizat, adică vechea mașină a școlii a fost transformată în material didactic pe care elevii pot să învețe, să o dezmembreze, să o aranjeze la loc. Am considerat foarte util, înainte de a merge în service, să înceapă pregătirea teoretică la noi la școală.
Pentru că a venit vorba tot de dotării, suntem în proces de autorizare pentru școala de șoferi. Adică elevii de la mecanic auto, în anul 3 vor putea să facă școala de șoferi la noi la școală. Mașina am achiziționat-o, este o mașină nouă, un Logan, și urmează să facem toate demersurile necesare. Ne străduim să îmbunătățim mereu baza materială. Pentru ospătar, cred că avem suficient elevii, chiar o parte dintre ei fac activitatea practică la cantină. Prin rotație, se duc și la agenții economici, merg și la cantină, astfel încât să învețe din fiecare loc de muncă câte ceva. Oricum, sunt dintre liceele din Târgu Jiu, liceul pe care conștiți este socotit undeva cu cele mai bune baze materiale, moșterite cumva și din trecut, moșterite, dar păstrate până la urmă și folosite, valorificate și în acest moment. Și asta, deci pe undeva aveți un avantaj față de alții, să spunem așa. Dar privind calificările acestea, practic veniți, mergeți în două direcții, aceea de servicii, genul, și cea de parte de mecanică, de care nu era cumva înainte specifică liceului pe care îl conduceți. Însă aș vrea să vă întreb de o altă ramură, mai ales că într-una din emisiunile trecute chiar întreba cineva de acest lucru. Spunea așa, domne, industria de construcții în general are un potențial fantastic. Practic, oriunde te duce în Gorj, se construiește. Oriunde te duce în țară, se construiește. Mai particular, mai, în fine, mai legal, mai fără act de sau fără. Ori noi, în momentul de față, pe calificările pe domeniul acesta, care cândva erau specifice cumva liceului pe care îl conduceți, nu le avem, nu le-a preluat nici al liceu și nu le mai aveți cumva nici. Problema a fost că n-au mai fost solicitări sau specialiștii dumneavoastră au ieșit la pensie sau în orice caz nu mai sunt cei de odinioară. Nu, specialiștii noștri încă mai sunt. Între timp s-au reorientat și merg pe partea de protecție a mediului, având calificarea necesară. Nu au mai fost solicitări, din păcate. Într-adevăr, liceul nostru, acum câțiva ani buni, a primit dotări pe materiale de construcții. Așa era și titulatura, da? Da, așa se și numea înainte. Da. Materiale foarte bine cotate la vremea respectivă, au fost înființate laboratoare atunci prin programul FARE. Ani de zile nu au mai fost solicitate. Noi am propus în planul de școlarizare câțiva ani la rând, nici măcar o opțiune a elevilor n-a mai fost pe acest domeniu. Probabil este un domeniu mai greu, li se pare o meserie mai grea și a trebuit să renunțăm. Bine, paradoxul este că cei care pleacă, foarte mulți se duc pe șantiere. Da, da. Da. Știți cum e, revenind tot la școala profesională, ce mi se pare foarte important și cred că părinții ar trebui conștientizați de acest lucru, că în ziua de azi, până la urmă, toată lumea este instalator, toată lumea este zugrav și așa mai departe. O pregătire temeinică nu se face totuși pe un curs fără nicio aluzie, pe un curs, este imposibil în 3 luni să... În 3 luni, care de fapt sunt câteva zeci de ore. Merg mai departe. Așa e programul, da. Da. Dar ca să reușești în carieră, îți trebuie o pregătire temeinică, indiferent ceea ce faci. Și cred că școala profesională oferă acest lucru, pentru că este și pregătirea teoretică, adică un ospătar care știe limba engleză va avea niște șanse extraordinare de câștig de un serviciu foarte bun. Și pregătirea de specialitate făcută în timp, făcută temeinic și care poate oferi rezultate sustenabile. Da, trebuie să precizăm telespectatorilor și am primit deja câteva SMS-uri, o să le și citim, dar cineva insistă cu un apel telefonic, nu putem primi telefoane în direct, e... Deci cine vrea să apele, dacă are ceva de spus, să o spună printr-un SMS și noi citim mesajul, deci nu printr-un apel. Acestea fiind spuse, o să vă citesc două dintre mesaje. Cineva spune așa, da, colegiul tehnic numărul 2, am spus să, din nou acel apel care s-a... Colegiul tehnic numărul 2 avea e exact mesajul pe care am discutat puțin mai devreme, avea o tradiție pe materialele de construcții, mă bucur că acest liceu a rămas și a adoptat și alte calificări. Spune cineva.
și m-a întrerupt din nou acel apel telefonic. Am fost nevoiți să facem acest lucru și să ne adaptăm la schimbările de pe piața muncii. Cineva întreabă, spune așa, dacă mă și lasă, spune așa, sunt din Târgu Jiu și mă interesează oferta pe învățământ profesional al liceului 2. Aș vrea pe doamna directoare să repete ce a spus la început emisiunii. Da, cu mare plăcere. În liceul nostru funcționează două calificări, două domenii diferite care se adresează atât fetelor cât și băieților, respectiv. Pe domeniul mecanic, mecanic auto, le oferă această calificare și posibilitatea obținerii permisului de categoria B la finalul școlii profesionale, iar pe turism și alimentație, ospătar, chelner, vânzător în alimentație. Funcționăm deja, este al treilea an când propunem în planul de școlarizare, funcționăm cu câte o clasă din cele două specializări pe fiecare nivel de studiu. Iar mecanica auto, ca să fac o completare la ce ați spus înainte, nu este pe domeniul nostru pe școală profesională, dar este tradițional, pentru că noi pe domeniul mecanic avem tradiție. Da. Domeniul mecanic a fost schimbat puțin, îmbunătățit, zicem noi, trecând pe domeniul electromecanic la zi, s-a dovedit, este mai mult solicitat de către elevi. Și atunci am rămas cu domeniul mecanic la școala profesională. Specialiștii noștri pe mecanică lucrând și la școala profesională. Cineva este agent publicitar pentru liceul dumneavoastră, spune așa, doamna directoare, trebuie să spuneți un lucru. Copiii sunt în siguranță, să-și aducă aminte cei care se uită la dumneavoastră de ce era numărul 2 cu ani mulți în urmă. Acum copiii sunt în siguranță. Mulțumesc frumos! Este prioritatea noastră numărul 1. Așa cum a fost și în Lisabona, este prioritatea noastră de zi cu zi. Siguranța și sănătatea copiilor. Nu am avut cazuri foarte grave, nu am avut cazuri de indisciplină foarte grave, dar nu pentru că ne-a ajutat și Dumnezeu, ci pentru că suntem vigilenți. Copiii sunt imprevizibili, se pot întâmpla orice și atunci când sunt mici accidente, luăm toate măsurile. Pentru că tot adusase telespectatorul vorba, haideți să vorbim, să încercăm să facem o imagine telespectatorilor ce înseamnă la acest moment Colegiul Tehnic numărul 2. Unul din liceele cu vechime, să spunem așa, tocmai ați avut o aniversare frumoasă în cursul anului trecut. 50 de ani. 50, da, o jumătate de secol. Și prin curtea acestui liceu, de fapt, prin băncile acestui liceu, au trecut... Rețin acum, apropo de fostul primar al municipiului, actualul senator Florin Cârciumaru. Prima generație de liceu. Da, actualul secretar, cred, al Consiliului Local, am înțeles, Tâlta Târgu Jiu este absolvent de liceu 2 și mulți, mulți alții. Deci o tradiție care s-a creat în timp. Acum noi putem privi din foarte multe puncte de vedere. Pentru noi înseamnă foarte mult. Și cu alte ocazii am spus mereu. Liceu înseamnă copiii pe care îi avem, copiii pe care îi creștem, copiii care pleacă și copiii care își aduc aminte de băncile școlii de unde au plecat, care își aduc aminte că ceea ce au învățat acolo le este util în viață și se reîntorc. Și acest lucru înseamnă foarte mult. Colegiul Tehnic numărul 2 înseamnă evoluție. După părerea mea, înseamnă adaptare la toate schimbările care au avut loc, fără, deși a trebuit să renunțăm la anumite profile, fără a ne îndepărta de specificul nostru. Suntem colegiu tehnic și toate meserile din domeniul tehnic le încercăm să fie în domenii similare, astfel încât să putem folosi baza materială, să putem folosi specialiștii noștri. Ce înseamnă? Înseamnă siguranța elevilor, înseamnă lucrul cel mai important, a merge la clasă și a-ți face orele așa cum trebuie, astfel încât elevii să obțină rezultate bune. Înseamnă a merge la concursuri și olimpiade, înseamnă a realiza activități de voluntariat, activități extracurriculare, se apropie și săptămâna altfel
și înseamnă de 3 ori școală europeană, iar în acest an am depus documentele pentru, încercăm, cel de-al 4-lea titlu de școală europeană. Trebuie să fiți în plin concurs. În plin concurs, da, am depus documentația. Vă urăm succes, mai ales că nu e ușor, mai ales pentru liceele din domeniul tehnologic, de a obține acest titlu, faptul că le aveți deja de... Din 2008 am obținut primul titlu și următoarele au venit în ediții consecutive. Nu este ușor pentru că înseamnă implicare permanentă, înseamnă un număr mare de proiecte desfășurate și la standardele de calitate impuse. Că vorbeam de proiecte, spuneam și la începutul emisiunii că e vorba și de alte proiecte, nu numai de cel care amintăm. Haideți să facem o trecere în revistă a proiectelor din ultimii ani sau ce urmează în perioada următoare, mai ales că un telespectator vă întreabă că dacă vrea să vină la liceu, la colegiul tău, dacă mai sunt proiecte. Adică, cu alte cuvinte, vrea să meargă în deplasări. Da. Este o oportunitate, bineînțeles. Este și o ocazie rară, până la urmă, de a-ți desăvârși practica profesională, dar și de a vedea lucruri noi, de a întâlni oameni noi, de a-ți face prietenii. O să îi răspund telespectatorului dumneavoastră și în acest an am depus 2 proiecte. Unul este similar celui despre care vă vorbeam cu stagiile de practică. Se adresează elevilor de la protecția mediului, de la electronică și ca un element de noutate, elevilor de la școala profesională pe domeniul turism și alimentație. Tot la Lisabona este propus un stagiu de practică în anul viitor. Cred că este o premieră din ce știu în învățământul borjan. Sunt stagii de practică, dar pentru liceu. Nimic pentru profesională până la acest moment. Da. Da, iată o știre în exclusivitate pentru telespectator, pentru care ne bucurăm. Noi am fost și singurul liceu care avem această calificare de ospătar până în acest moment. Da, și aici e o problemă în general, se spune că poți să fii ospătar, nu trebuie nu știu ce calificare sau nu știu ce, dar uite că e nevoie de ea și se și învață, că avem, toți ne plângem la un moment dat când mergi într-un local de alimentație publică sau ceva și te trezești cu situația că nu că riscă să pună ciorba pe tine, dar în orice caz sunt momente de multe ori în care nu-ți convine cum ești servit. Iar foarte mulți, ne întoarcem la acest live motiv, au plecat la un moment dat în exterior. Deci cu siguranță va fi nevoie totdeauna de acești oameni și calificați. Pentru că, cum spuneam și mai devreme, cum spuneați de fapt, toată lumea consideră că se pricepe la orice, dar au uitat calificările, deși și aceste calificări au rolul lor foarte important. Da, acesta este unul din proiectele depuse și am mai depus încă un proiect. Este o formare pentru cadrele didactice, cursuri de formare în străinătate în 3 țări, astfel încât colegii noștri vor avea posibilitatea să învețe metode noi pe care să le aplice la clasă elevilor noștri. Bun, am vorbit destul de aplicat, să spunem aici, pe colegiul tehnic numărul 2 și pe ce se întâmplă cu proiectele și toate celelalte. Însă, haideți să lărgim puțin perspectiva apropo de învățământul tehnologic și care ar fi, să spunem așa, cum îl priviți din postura de manager a unei unități de învățământ de acest gen, care ar fi viitorul învățământului tehnologic în viitor, mai ales că și Gorjul, dar și România, nu prea respectăm standardele internaționale. Deci, undeva în Uniunea Europeană, învățământul tehnologic liceal, mă refer acum, e undeva spre 70% și cel teoretic e undeva spre 30%. Dacă luăm situația de la Gorj, e undeva 55-45%. Deci, oricum, avem o diferență destul de mare față de media europeană. Ce perspective, să spunem așa, vedeți pentru învățământul tehnologic în general, nu numai profilele pe care le aveți la liceul pe care îl conduceți? Nu știu dacă răspunsurile sunt la mine. Sincer, și eu îmi pun aceste întrebări. Tocmai de asta și căutăm încă aceste răspunsuri. Ce mi-aș dori împreună cu colegii mei, m-am gândit și dacă tot m-ați întrebat, pot să fac și public acum ce dorim noi. Am dorit să organizăm anul acesta școlar o întâlnire cu agenții economici.
o întâlnire nu de prezentare, o întâlnire de lucru, o întâlnire în care să discutăm pe strict pe competențe, să încercăm să ameliorăm ceea ce facem noi cu ceea ce își doresc dânsii, să vedem unde este ruptura, să vedem care sunt cerințele dumnealor, astfel încât copiii noștri să plece nu 100%, dar cât mai pregătiți de pe băncile școlii. Știu că este ceva greu de realizat, deși foarte mulți agenți economici sunt deschiși și poate că acolo vom găsi răspunsurile. Dacă există investitori în învățământul profesional, se spune despre învățământul dual, unde acolo se vede foarte clar ce efect ar putea avea un angajator serios care să și investească în pregătirea viitorilor săi angajați. Se întâmplă atunci, asta în da, țară, în anumite da, regiuni. În anumite da. Regiuni, da, se întâmplă și cred că se poate generaliza, mai ales dacă industria merge bine și firmele doresc să aibă angajați de calitate. Poate că împreună vom găsi aceste răspunsuri și îi vom convinge și pe elevi, și pe părinți, și pe cadre didactice, și pe factorii de decizie de importanța învățământului profesional. De importanța, vedeți, merg la automatică. Foarte rar elevii de la liceele tehnice. Merg elevii de la liceele teoretice. Cât de important ar fi ca un elev care termină automatică la liceu, cât de mare ajutor i-ar fi să meargă mai departe la o facultate de automatică. Am luat un exemplu. Da, există... Se pierde această continuitate la un moment dat. Schimbăm meseria, schimbăm... Păi nu, la acest moment noi avem un învățământ liceal, fie că e teoretic, fie că e tehnologic, de foarte mult pregătește pentru alte domenii. Deci da. Una e calificarea lui sau profilul pe care îl urmează și alta fac în cei care merg în învățământul superior, la asta mă refer. Da. Pe de altă parte, și nu știu dacă vorbeați de această ruptură care pare să existe între agenții economici și formatorii și învățământul liceal, se datorează probabil și unei probleme, comparând cu ce se întâmplă în Uniunea Europeană, firmele care asigură practica pentru învățământul profesional în Occident au anumite facilități de la stat, nu se blochează, pentru că la noi un agent economic, dacă ia, să zicem, copii în practică, riscă să se blocheze pentru câteva zile și sunt niște costuri. Într-un agent privat, orice, să zicem așa, timpul costă bani, da. Și de multe ori e un blocaj. Deci cumva ar trebui să aibă, să fie cointeresat și pe lângă să-și formeze viitorii salariați, să mai aibă și alte facilități și asta eventual în locul acelor cheltuieli pe care le face agentul economic respectiv cu formarea, să și le poată deduce de undeva. Deci să aibă și alte avantaje, să spunem așa. Cred că aici legiuitorul ar trebui să facă acest lucru. Pe de altă parte, e și comunicarea și cred că e o idee foarte bună acea întâlnire cu agenții economici, adică să fie ascultați, da. Să se vadă pulsul efectiv, pentru că practic până acum, și așa se face probabil și cazul celor, mă întâlnesc cu anumiți agenți cu care colaborați direct, dar direct practic nu știți, pe un domeniu, nu știți care e pulsul toate celelalte domenii. Și atunci dacă toate acestea ar fi puse pe hârtie și făcută o sinteză și trase niște concluzii și cointeresați toți factorii și până la factorii de decizie, că până la urmă trebuie schimbate anumite lucruri, cred că ar produce ameliorare, dar și noi suntem interesați și agenții economici în mare parte sunt interesați. Dacă noi mergem cu dorințele noastre către dânsii, cu deschiderea către dânsii, sunt convinsă că vom găsi înțelegere. Îmi doresc să realizăm această întâlnire și să lucrăm efectiv pe lucruri concrete, pe domenii concrete. E o problemă care se reproșează învățământului tehnologic în general, și deși e o problemă generală, nu e o problemă specifică doar Gorjului, întregii țări, rezultatele mai slabe la bacalaureat, deci media este undeva pe țară la circa 30%, mult sub media generală care e undeva 50 și ceva, cam așa a fost în ultimii ani. Acum, uitându-mă la ce se întâmplă prin alte țări din vest, nu e același bacalaureat. Deci liceele teoretice și liceele tehnologice, în Franța, de exemplu, dau cu totul altceva. Practic nu există bacalaureat, există ceva similar. Sunt alte țări din Occident în care subiectele și materiile la care se structura examenului este total diferită. Ar fi o variantă și la noi?
Pentru că noi mergem cu placa asta, nu se pregătesc cei din liceele tehnologice și de asta au rezultate slabe. Dar nu vorbim că în liceu tehnologic, deocamdată pe legislația actuală, intră un copil de, poate să intre și cu 3 sau chiar mai mic de acea medie și el trebuie dus la minim 6 ca să poată să promoveze examen. Este o problemă cu care ne confruntăm, într-adevăr. Munca unui profesor de la nota 3 către nota 6 este o muncă intensă, o muncă pe care noi o desfășurăm. Sunt mulți factori care acționează aici, nu fără a da vina pe nimeni, dar colaborarea cu familiile lasă de dorit. Copiii trebuie mai bine susținuți în familii, copiii trebuie mai bine motivați să participe, noi le oferim activități de pregătire. Participă și nu participă. Aici e problema, da. Și când se fac, da. Nu prea... Participă tot elevii cei mai buni, tot elevii cei mai cuminți și până la urmă de aici rezultă și anumite lucruri negative. Dar a fi de 100% promovabilitate la bacalaureat la un liceu tehnic, cred că este utopie. Și cred că școala profesională rezolvă în mare parte, atunci când copiii aceștia vor ajunge la bacalaureat, va fi poate un alt punct de vedere. Toți copiii au mers la liceu ani de zile și asta s-a văzut în pregătirea lor la finalul clasei a 12-a. Până la urmă, poate își doreau altceva. Care ar fi soluția? Un alt tip de bacalaureat? Un alt tip de legislație de admitere la liceu? Sau îmbinare din toate acestea și poate și alte lucruri aduse? Nu știu ce să zic. Un alt tip de bacalaureat s-ar putea să nu-i mai dea accesul la o anumită facultate. Se merge pe egalitate de șanse, probabil, în acest moment și dând copiii același tip de bacalaureat, le oferă posibilitatea să meargă la orice facultate. Adică lucrurile trebuie să vedem continuitatea până la învățământul universitar ce oferă și apoi să se plieze cu învățământul preuniversitar. Poate fi și un alt tip de bacalaureat care îi oferă, să zicem, accesul spre sistemul post-liceal de calificare. Și atunci elevii pot selecta. Da, există și această variantă. Suntem pe sfârșit de emisiune, mai avem câteva minute. Timp suficient însă să discutăm de ce urmează, să zicem, acum în viața liceelor, în general, în viața școlilor, pentru că a fost simularea examenelor naționale, iar acum, într-un interval foarte scurt, practic sunt mai puțin de 3 luni până la examenele naționale, vor urma atât evaluarea națională pentru gimnaziu, admiterea în liceu, dar și bacalaureatul. Cum vă pregătiți pentru acest lucru? Și aș veni aici și pentru o altă... Cum ajunge oferta, și de atât mă refer și la nivel de învățământ liceal, cum ajunge această ofertă la elevi, la cei absolvenții de clasa 8-a? Cum intenționați să faceți această campanie? În același mod în care am desfășurat campania și în anii trecuți, lucrurile au mers bine la noi la liceu și în ultimii 2 ani școlari am realizat oferta educațională în procent de 100%. Funcționăm cu 6 clase pe nivel, atât la clasa 9 cât și la clasa 10. Pur și simplu o să venim în școli, să pregătim materiale, o să distribuim pliante și cel mai important mi se pare să stăm de vorbă cu elevii, să stăm de vorbă cu părinții, cu cadrele didactice. O să ne îndreptăm atenția către școlile generale să desfășurăm activități în parteneriat. Pentru noi în perioada 22-28 mai urmează zilele liceului, totdeauna către sfârșitul lunii mai desfășurăm zilele liceului și avem programate activități la care dorim să invităm școlile tot generale. Tot atunci ai trebuit și școala altfel? Noi am stabilit că atunci să facem perioada școală altfel. Pentru a desfășura numai activități extracurriculare, sunt propuse concursuri, sunt propuse activități la nivel regional la care dorim să invităm și elevii școlilor generale care participă an de an alături de noi la aceste activități. Care este oferta pentru la învățământul liceal? Ce le oferiți celor care vin, care vor vrea să vină spre liceul dumneavoastră? Pentru anul școlar 2017-2018 mergem pe continuitate, ne păstrăm profilele, adică la liceu zi vom avea 4 clase, pe filieră teoretică științe ale naturii,
pe filieră tehnologică, electronică, electromecanică și protecția mediului. Școala... Deci, practic, profilurile consacrate. Sunt profilurile cu care mergem de 3 ani de zile. Sunt școala profesională, așa cum am spus, mecanic auto și ospătar, dar și pe nivel post-liceal. Continuăm cu tehnician electromecanic auto. Tocmai considerăm pentru elevii noștri posibilitatea să-și continue studiile tot în meseria pe care și-au ales-o după absolvirea liceului. Post-liceală de birotică și post-liceală de farmacie. Deci aveți, să zicem așa, o ofertă destul de largă. Da, adică domeniile de la liceu le dorim continuitatea și spre școala post-liceală, pentru că elevii de la științele naturii, de exemplu, sau protecția mediului, merg către farmacie. Cei de la electronică, electromecanică pot să meargă spre birotică sau spre tehnician electromecanic auto. Și urmează cei de la școala profesională, după terminarea liceului, la fel își pot continua studiile în cadrul școlii. Am început cu săptămâna meseriilor, mai avem un minut și vorbim tot de săptămâna meseriilor. Mai aveți în zilele acestea, pe lângă aceste întâlniri, mai aveți și alte activități programate sau toate rămân pentru luna mai? În luna mai sunt programate cele mai importante. Mâine avem întâlnire din nou cu două școli generale și vineri o să ne deplasăm noi în câteva școli generale, cei care n-au reușit să vină către noi și să stăm de vorbă cu absolvenții claselor a 8-a. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi la emisiunea Școala Gorjeană. Vă urăm succes în activitate. Mulțumesc mult! Dragi telespectatori, a fost emisiunea Școala Gorjeană, a fost cu noi doamna director Codruța Băzocu. Mulțumim pentru atenție, la revedere!